coaching și bine v-am regăsit la un nou episod. La un nou episod din Eurotruck Simulator 2. Înainte să începem, dacă mai aveți episoade din această serie, nu uitați să apăsați butonul ăla de like. Știu că în trecut am făcut o serie cu acest joc, dar îmi mergea foarte, foarte, foarte urât. Și acum merge foarte bine, îmi rodează jocul foarte bine cu totul la maxim. Și zici de pe PC-uri că am activat V-Sync-ul ca să nu facă figuri. Ok. Și stați să îmi pun și eu mouse sus pe birou ca să nu facă figuri. Așa, hai, pornește. Să lăsăm puțin să își ia uleiul, benzina tot, să nu îl bruscăm dintr-o dată. Așa, să-i dăm drumul. Aici avem o viteză de trecere. Hai să vedem dacă vine ceva. Nu vine. Nu vine nimeni, mai avem și verde. De talpă. 5 viteze talpă. Wow, am lovit acolo puțin murga, dar nu contează. Nu contează. Avem roșu. Și până la destinație avem 200 6 km. O să parcurgem destul de repede, având în vedere că avem autostradă. Apoi ne-am urcat pe trotuar. Acesta este și camionul. Transportăm un mini excavator, cred. O încărcătură foarte grea. Nu știu mai exact câte tone are, dar puteți vedea că camionul, da, foarte tare. Camionul trage destul de greu. Aici, puțin la frână. Vreau să conduc ca la carte, adică fără accidente, fără bușitori, fără nimic. Și astăzi seara pe la ora 6 m-aș gândi să fac un live. Ce-ați zice? Ar merge un live astăzi? La ora 6? Dar nu mai pun un episod la ora 5. Aici e radar, dar nu stau să merg cu viteza pe care mă zic ei. Mă piși pe el de radar. Ok. Bă! Era să facem accident acolo. Hai să o mai lăsăm puțin să ne depășească asta. Și după aia îl depășim și noi pe asta. Ca să mergem cu 100 la oră, ca să ajungem puțin mai repede. Și din câte știți, jocul ăsta există pe DirectX 9, adică ca să-ți meargă decent trebuie să ai un GTX 970 ca să meargă decent jocul. L-a recomandat, zice că îți trebuie unul dual core și o placă video de GTX 460, dar n-ai nicio șansă pentru că jocul este făcut în DirectX 9 și DirectX 9 este făcut prin 2002, mi se pare. Și da. Vă dau și vă seama că driverele de acum nu se mai pupă cu în DirectX 9. Opa, 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 opa. Ce era să-l busesc pe ăla?
Hai, mai treci. Așa. Stăm cu faza lungă pentru că e foarte întuneric afară. Dacă era puțin mai dimineață, probabil mergeam cu faza scurtă. Dar bine, și acum trebuie. Și acum puteam să merg cu faza scurtă, dar sincer am chef, vreau să văd tot ce e în față. Ok. Să îmi bag și eu după asta. Deja avem 100 la oră și încă 100 de kilometri. Vine o curbă cam periculoasă la dreapta. În momentele ce vor urma. Opa! Am încetinit pe aici pentru că este drum în lucru și nu vreau să pățesc ceva, cum ar fi accident sau orice altceva de genul. Vreau să conduc cât mai curat posibil. O benzinărie, dar noi nu avem nevoie de benzină momentan. Întotdeauna când primești camion de la livrări, de la unele firme, adică dacă n-ai camionul tău propriu, îți dă combustibil cât să-ți ajungă pentru toată cursa. Deci în ăsta nu ai nevoie să bagi motorină. Numai în camionul tău, pentru că în ăla nu-ți bagă nimeni în benzină, știi? Nu știu ce costum avem, dar eu zic că acest camion nu este deloc chinuit, turat și așa de genul. Am doar 15.000 de ture sau ture jumate sau cine știe câte ture avem, pentru că nu mă primesc. Am un lapsus. Stai. Nu știu cum vine turațiile de la camion. De la tir, mai bine zis. Acum ori am 15.000 de ture, ori am o tură jumate. O tură 500. Nu știu. Dacă știți voi, să-mi lăsați în comentarii. Uite că mai avem 29 de kilometri și ajungem la destinație. Fără nicio peripeție. Pe drum. Ok, punem frână. Să ne asigurăm că putem lua curba cu... În cea mai mare siguranță. Ok, și acum mai dăm talpă. 5, 12 viteze talpă. Doar ce tirul ăsta are 12 viteze, n-are 5. Ca o mașină normală, bine. Mașinile asemenea noi au 6 viteze. Iau și eu ce-am aflat ăsta. Hai că l-am luat. Hai, Google! Limitarea aici e de 50. Ne, fac. Aici rămân. Google, ne mișcă și noi mai cu talent trecea familia ta. Erfurt.
am ajuns la Erfurt. Erfurt. Ok, până frână, putem să mai ne ducem încă puțin. Bine, putem să mai mă duc încă puțin, dar nu vreau să risc chiar deloc. Ar trebui să ne dă și nouă verde, pentru că ne-a dat, le-au dat la aia din față verde și... Aici facem la dreapta, deci trebuie să ne încadrăm pe banda dreaptă. Uite că și-a dat și verde. Hai să o călcăm. Ce lipsește din jocul ăsta sunt gropile. Și acum o să vă întrebați, bă, de ce zici asta? Doar ce în multe țări și... Bine, numai în România sunt gropi, că în Germania nu sunt gropi. În Franța nu știu dacă sunt gropi. În majoritatea țărilor nu sunt gropi. Care România. În România, dacă mergi cu mașina pe stradă, ți-o rupi în două. Pentru că drumurile românești sunt de căcat. Ia să văd, reușesc. Eu supăr că-s din interior. Ia. Bă, ești nebun? Holy shit, ce parcă ne-a făcut. Bă, ești prost. Ok. Ești tenet. Da, fără nicio visceră, fără nimic. Da, nivelul 3. Continuare. Și să punem pe bunuri de valoare. Okay. Bun. Să nu uitați să spuneți dacă vreți din seara la ora 6 să facem live. Și dați un like dacă v-a plăcut acest episod. Cam atât a fost. Vă mulțumesc pentru vizionarea acordată și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!